se acordă emblema de onoare a Ministrului Afacerilor Interne, domnului colonel Florin Pop, comandantul modulului GSU care a acționat în Grecia. Misiunea noastră a fost să stabilim o zonă de protecție, o baricadă în calea focului, pe fâșia spatarii Medochi, astfel încât focul să nu se extindă la pădurea care era în sudul insulei Evia și spre localitatea Procobi. Acolo ne-am avut și noi baza de operații. După două zile de luptă cu flăcări la nivelul coronamentului, am reușit să stabilizăm arderea, să o localizăm și, nu în ultimul rând, să o lichidăm. Cum spunea și colegul nostru Elen, ofițerul de legătură, am reușit să limităm efectele incendiului. Toți trebuie să ne gândim ce ați îndurat, lucrând cu focul în față, cu soarele deasupra și cu echipamentul dumneavoastră de protecție. Așa că efortul dumneavoastră este bine remarcat, bine văzut de noi și cred că orice stă în putință ca să putem să sprijinim și să dezvoltăm ce faceți, o să-l facem. În același timp, nu pot să vă spun decât ați transmis un mesaj extraordinar în exterior și în interiorul țării, iar mecanismul de protecție civilă europeană, sub egidă căruia am acționat, a dat un feedback extrem de pozitiv pentru activitatea care ați desfășurat-o acolo, pe lângă colegii noștri greci, dar și pe lângă colegii din alte țări. Nu pot să vă spun decât vă mulțumesc în numele departamentului, în numele colegilor de la departament, de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru tot efortul care l-ați depus. Și, din păcate, nu pot să vă garantez că asta e ultima misiune de acest fel care o să o aveți. Situația și provocarea cu care ne confruntăm pe plan european și pe plan mondial, cu siguranță va genera și alte situații la care trebuie să răspundem, cum am răspuns până acum. Cu data de 16.08.2021, cadrele militare participante la misiune se recompensează prin emblema de onoare a Departamentului pentru Situații de Urgență, precum și înaintarea în gradul următor, în mod excepțional.